O baltă aflată în apropiere de râul Strei, în zona orașului Călan, a devenit habitatul ideal pentru o pereche de lebede venite aici în primăvara anului 2021. De atunci, păsările sălbatice au rămas aproape nedespărțite de balta în care și-au construit un adăpost trainic, ascunsă de privirile localnicilor în mijlocul unui stufăriș. Femela a depus ouă în cuib și este văzută mai rar plimbându-se pe luciul apei. După ce lebedele depun ouăle, poate sta pe ele timp de 6 săptămâni sau mai mult până când eclozează. Ele pot ecloza până la 10 ouă simultan. În schimb, masculul este mai curajos, iar prezența oamenilor nu pare să îl intimideze. În funcție de specie, lebedele pot trăi între 7 și 40 de ani. Sunt rude apropiate cu gâștele și rațele, au peste 25.000 de pene pe corp și se remarcă prin mișcări grațioase atunci când înoată. Terenul pe care se află lacul lebedelor de la Călan a fost împrejmuit cu gard de sârmă pentru că este folosit ca pășune pentru vite. A fost și curățat. Astfel, față de anii trecuți, când iazul și malurile sale erau împânzite de gunoaiele aruncate de turiști, locul este acum ceva mai curat.